Mită la aeroportul internațional din Chișinău. Trei polițiști de la Comisariatul de Poliție în transportul aerian au fost reținuți de Centrul Anticorupție, fiind suspectați că extorcau bani de la pasagerii străini care părăseau țara sau intrau pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit șefilor de la Centrul Anticorupție, în mai puțin de o lună, camera ascunsă a centrului a înregistrat 50 de cazuri când polițiștii extorcau mită. Ну так что нормально все. Так нормально? Нормально, да. Возьми паспорт. Unul din polițiștii suspectați explică unui cetățean italian că este nevoit să ia bani din cauza crizei economice din țară. Parti și am conti soldi. Da. Lei euro. Euro. Criza, economică criza, să nu Potrivit ofițerilor anticorupție, sumele extorcate variau între 20 și 500 de euro, iar pretextele erau diverse, de la nereguli în actele de identitate sau transportarea obiectelor interzise în salonul aeronavelor, până la sume nedeclarate la postul Vamal. În timpul percheziției, ofițerii anticorupție au depistat în biroul special 770 de euro, 160 de dolari americani, 40 de lire turcești și 10 ruble rusești. La moment, doi polițiști sunt deținuți în izolatorul Centrului Anticorupție, iar unul se află în spitalul Ministerului de Interne. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 10 ani de închisoare.